La alegerile locale din acest an ar putea fi aplicate prevederile legii privind administrația publică locală adoptată în decembrie 2006. Potrivit documentului, Chișinăul trebuie să aibă un primar general și 5 primari de sector. De asemenea, urmează a fi instituite consiliile sectorale, în afară de Consiliul Municipal Chișinău, care activează în prezent. Atât edilii, cât și consilierii vor fi aleși prin vot direct de cetățenii care locuiesc în sectoarele respective. Legea prevede expres că în sectoarele Botanica și Râșcani vor fi aleși câte 25 de consilieri, iar la Buiu, Ciocan, Centru și Ciocana câte 23 de consilieri. Primarul general va avea 4 adjuncți care vor fi aleși de consilieri în funcțiile de viceprimar, iar primarii de sector vor avea câte 2 adjuncți. Legea cu privire la administrația publică locală a fost votată de Parlament pe 28 decembrie 2006, fiind publicată în Monitorul Oficial în martie 2007. Aceasta nu a fost aplicată la precedentul scrutin, după ce deputații au cerut o amânare până la alegerile locale din 2015.